Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Așa cum v-am obișnuit deja în ultimele săptămâni aici, la TVR Cluj, urmărim îndeaproape situația alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Turul întâi al acestui scrutin a adus cu sine o serie de surprize care au fost relativ greu de anticipat și ca anume clasarea candidatului Maia Sandu pe locul întâi, care l-a devansat astfel pe actualul președinte Igor Dodon, dar și o prezență semnificativă la urne a diasporei, în toiul pandemiei. Urmează o săptămână cel puțin la fel de interesantă, iar asta pentru că sunt ultimele zile în care cei doi candidați îi pot convinge pe cetățenii Republicii Moldova de bunele lor intenții. Vă reamintesc faptul că al doilea tur al acestor alegeri va avea loc duminica aceasta, 15 noiembrie. Dincolo de campania negativă care continuă nestingerită, se prefigurează, foarte interesant aș spune, și o dezbatere electorală între Maia Sandu și Igor Dodon. Încercăm astăzi să descifrăm realitatea politică de la Chișinău din această perioadă, dar și să înțelegem modul în care bătălia electorală se va configura în aceste ultime zile ale campaniei. Vor fi alături de noi, pe tot parcursul emisiunii, analiști și observatori ai acestor alegeri, atât din România cât și din Republica Moldova. În prima parte a emisiunii îmi face o deosebită plăcere să îi salut pe domnii profesor Dan Dungaciu și Valentin Naumescu, doi cunoscuți analiști de politică externă care au urmărit și comentat evoluțiile de pe scena politică de dincolo de Prut. Domnilor profesor, bine ați revenit la TVR Cluj și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Aș vrea ca într-o primă fază să prezentăm telespectatorilor o imagine panoramică asupra situației politice de la Chișinău în acest moment, asupra competiției politice din Republica Moldova. Cum arată, domnule Dan Dungaciu, imaginea momentului? Arată dinspre candidata Maia Sandu mai bine decât acum 4 ani. Altminte spus, față de 2016, când aceiași candidați se confruntau în cursa pentru prezidențiale, diferența dintre cei doi pentru turul al doilea era de vreo circa 10%. Astăzi este o diferență în favoarea Maia Sandu de 4%. Prin urmare, în cei 4 ani putem să spunem că s-a schimbat oarecum ierarhia de putere, cel puțin potențială, în Republica Moldova. Și aș spune în acest debut, dacă vreți, de emisiune, că Maia Sandu, după datele de pe teren, și nu mă refer aici la primul tur de scrutin, are șanse să câștige președinția, pentru că realitatea din Republica Moldova s-a schimbat net și nu în favoarea lui Igor Dodon. Acum 4 ani de zile, domnul Igor Dodon candida alături de Vladimir Plahotniuc, sau mai degrabă Vladimir Plahotniuc candida alături de Igor Dodon, pe care l-așeza în față la funcția de președinte al Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc înseamnă resurse financiare, resurse mediatice, resurse de rețea politică. Astăzi toate aceste resurse nu mai sunt de partea lui Igor Dodon și, prin urmare, inclusiv în turul 2, îi va fi mai greu să capitalizeze astfel încât să depășească diferența care îl așează astăzi în spatele doamnei Maia Sandu. Deci realitatea geopolitică a Republicii Moldova este aceeași de 20 de ani. Altminte spus, blocul pro-est, blocul pro-vest sunt relativ egale. În 2016, Igor Dodon a reușit cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc să strângă toate datele, toate voturile blocului pro-est. Maia Sandu n-a reușit în 2016 să strângă toate voturile pro-vest, dar de data aceasta Igor Dodon nu va mai fi capabil să culeagă acel 50%+ care se asigură președinția. Șansele în acest moment sunt mai degrabă de partea doamnei Maia Sandu. Domnule profesor Naumescu, cum explicați această răsturnare de situație pe care ne-o prezintă domnul profesor Dungaciu? Faptul că sorțile nu mai sunt neapărat în favoarea lui Igor Dodon de această dată? Sunt și elemente de continuitate, fără îndoială, în politica Republicii Moldova, sunt și elemente de noutate. Practic, suntem în fața aceleiași finale de acum 4 ani. Cele două mari opțiuni politice care își dispută finala și președinția Republicii sunt aceleași. Nu s-a schimbat nimic semnificativ din acest punct de vedere. Ceea ce cred că este elementul de noutate în tabloul politic din Republica Moldova este apariția spectaculoasă a acestui personaj politic, Renato Usatăi, de pe locul 3, cu un scor care a surprins cu adevărat, 16,9%, aproape 17%,
în valoare absolută 228.000 de voturi. Este foarte mult, este neașteptat de mult pentru un lider și un partid care nu aveau până acum o viziune politică, un program, o opțiune clar definită, nu au nici acum, în opinia mea. Eu cred că ceea ce se întâmplă în Republica Moldova este, de fapt, apariția unui anumit tip de populism sau noului tip de populism politic cu care s-au confruntat cu ani în urmă și societăți sau democrații din vestul Europei. Acest nou populist politic este, dacă vreți, ceva mai exotic, să zicem așa. Nu poate fi neapărat încadrat într-un tip dreapta-stânga sau pro-est, pro-vest. Este o temă nouă politică, cea pe care o propune Renato Usatăi, și un tip nou de discurs, o stilistică politică nouă, este dacă vreți, din familia sau din categoria celor populisme care se consumă foarte rapid, ca o vâlvătaie, dar sunt foarte intense în perioada lor maximă. Și eu cred că Renato Usatăi știe lucrul acesta. Știe că nu va putea miza vreme îndelungată pe 17%, pentru că, de fapt, el nu spune nimic deosebit în politica din Moldova. N-are nicio viziune, n-are nicio opțiune, nicio soluție politică. Este doar un discurs populist foarte intens, dacă vreți, de tipul celui care, pe care l-a reprezentat mișcarea de 5 stele în Italia cu ani în urmă, fondată de un comediant, Beppe Grillo. Astfel de mișcări populiste se consumă foarte repede. Renato Usatăi ar putea avea sub 10% peste 4 ani, iar peste 8 ani ar putea dispărea din politică. Atunci el ce va încerca să facă? El va căuta să-și instrumentalizeze foarte rapid, pe termen scurt, acest capital electoral pe care îl are. Deci va căuta să obțină lucruri foarte concrete legate de putere, de influență, să-și rezolve poate și anumite chestiuni personale pe care le are într-un termen foarte scurt. Deci el este foarte interesat să-și tranzacționeze aceste voturi. Ori dați-mi voie să vă spun că pe termen mediu, cel puțin, doamna Maia Sandu nu ar trebui să fie extraordinar de interesată să tranzacționeze cu acest personaj politic. Deci nu cred că o avantajează pe termen lung și nu are ce să negocieze cu Renato Usatăi, ci eventual să se adreseze direct electoratului acestuia. Este un electorat pe care acesta și l-a creat pe un discurs anticorupție, tipică ascensiunea populismului pe temelia discursului anticorupție, așa s-a întâmplat peste tot, dar în absența unei viziuni politice, a unui program politic serios, un astfel de personaj politic, o astfel de opțiune, un astfel de partid se consumă foarte, foarte repede. Deci este un moment într-adevăr interesant, atipic, nu s-a mai confruntat Republica Moldova cu așa ceva în ultimii 29 de ani. Cele două mari opțiuni au rămas în principiu același, dar de data aceasta kingmaker-ul, să spunem, cel care decide câștigătorul, este opțiunea a treia, opțiune de un populism feroce, opțiune care în niciun caz nu a fost caracterizată până acum de un profil pro-european. Știm că și la alegerile trecute Renato Usatăi l-a susținut pe Igor Dodon și, în general, electoratul lui pare să fie mai degrabă cel rusofon. Am văzut că și la secțiile de votare din Rusia este Renato Usatăi este cel care a câștigat alegerile. Și în diaspora, în general, a obținut rezultate foarte bune, sigur nu în Uniunea Europeană, unde a câștigat, așa cum era evident, doamna Maia Sandu. Acestea sunt datele probleme, datele de plecare în turul al doilea, unde, în opinia mea, Igor Dodon și Maia Sandu pleacă de la egalitate. Să vă spun de ce. E un calcul foarte simplu. Doamna Maia Sandu are un avans de 47.000 de voturi după turul întâi. Dacă ne uităm, aceste 47.000 de voturi vor fi neutralizate foarte ușor numai de electoratul doamnei Violeta Ivanov de la Partidul Șor, care are 87.500 de voturi și care alegătorii în marea lor majoritate vor merge spre Igor Dodon. Așa încât, practic, turul 2 începe de la egalitate, sau aproximativ egalitate, în opinia mea.
Și este limpede că întrebarea se pune care din cei doi candidați, Maia Sandu sau Igor Dodon, va obține mai multe voturi de la Renato Usatăi. Având în vedere experiența de la alegerile precedente, aș vrea să vă întreb, domnule profesor Dan Dungaciu, e previzibil faptul că acest candidat plasat pe locul al treilea, Renato Usatăi, va înclina mai degrabă balanța către Igor Dodon în acest al doilea tur? E un pic excesiv să discutăm alegeri din Republica Moldova centrate exclusiv pe Renato Usatăi. Sigur că Renato Usatăi poate să fie un personaj surprinzător. Până la urmă, nu el, cred eu, va decide și indiferent ce s-ar întâmpla, ca el să intre în politica din Republica Moldova, mai trebuie să se întâmple, să se petreacă niște lucruri. Electoratul, m-ați întrebat direct, electoratul lui Usatăi nu este un electorat la îndemâna lui Usatăi. Indiferent ce spune el, nu e neapărat că se întâmplă așa cum zice. Asta este un electorat foarte năbădăios, ca să zic așa, un electorat foarte independent, care crede, nu-i așa, că gândește cu capul lui. Electoratul tipic unui om politic de extracție populistă. Un electorat care a fost deja într-un fel păcălit de Usatăi. La 2016 recomandarea lui Usatăi a fost să se voteze Igor Dodon. Ulterior și-a cerut scuze pentru această recomandare, iar zilele trecute a ieșit public și a spus electoratul trebuie să voteze împotriva lui Igor Dodon. A spus că trebuie să voteze pentru Maia Sandu, dar împotriva lui Igor Dodon. Sigur, nu e obligatoriu că electoratul acesta face cum îi spune Dodon, dar ce știm pe anumite sondaje, care nu sunt neapărat toate publice, în circa 75% din acest electorat se duce spre Igor Dodon, un 25% se declară în turul 2 că ar vota Maia Sandu. Deci nu este un electorat omogen, așa cum personajul în sine este greu de clasat. Voturile, prin urmare, ale lui Usatăi, indiferent ce a spus el, și repet, a spus că nu trebuie votat Igor Dodon, nu se vor duce neapărat la Maia Sandu, evident. Dar se poate genera un tip de absenteism sau se poate genera chiar un vot către Maia Sandu, care ar fi foarte util în actuala ecuație politică. Însă, de ce Usatăi nu este atât de important? Cel mai important electorat care există acum în Republica Moldova este electoratul care n-a ieșit în turul 2 și poate să iasă, n-a ieșit în turul 1 și a trebuit să iasă în turul al doilea. Există o diferență mare de voturi obținute și de Maia Sandu și de Igor Dodon în primul tur în 2020 față de 2016. Deci mai este electorat potențial foarte prezent. Și cum poate fi convins acest electorat, domnule profesor, să iasă din case și să își exprime votul, să-și exprime susținerea pentru unul sau altul dintre candidați? Acest electorat trebuie să fie mobilizat. Până la urmă, exercițiul politic în orice alegere ține de capacitatea de a-ți mobiliza propriul electorat, de a scoate din casă și de a trimite la urne. Despre asta e vorba în toate legile, indiferent de s-ar petrece ele. Eu cred că din punctul ăsta de vedere, Maia Sandu stă un pic mai bine decât stătea anterior, pentru că Igor Dodon, în cei 4 ani de zile, nu a reușit să se ridice la nivelul unui personaj care să mobilizeze, să aibă capacitate să mobilizeze propriul electorat. El nu are nici forța lui Voronin, nici capacitatea de mobilizare pe care a avut-o în Plahoviuc, deci personajul nu atrage. În ultima vreme a pierdut și bătălia cu pandemia și bătălia cu economia, iar în ceea ce privește Federația Rusă, n-a primit nici măcar un sfanț de la Federația Rusă. S-au promis la un moment dat 200 de milioane de dolari, nu s-a dat niciun ban, s-au promis 50.000 de litri de motorină pentru fermierii din Republica Moldova, nu s-a dat nimic. S-au dat primarului în funcție ce bani, vreo 12 camazuri, adică mașini de curățat zăpada iarna. Deci în rest, Federația Rusă nu a dat nimic. Deci nici măcar ideea că el este omul Federației Ruse care poate să rezolve probleme cu Federația Rusă nu mai ține din punct de vedere electoral. Petrică a venit de prea multe ori și a spus că vine lupul. Lupul a venit, lumea îl crede cu greu. Faptul că Igor Dodon este obligat acum să treacă pe un discurs echilibrat, ca să zic așa, și cu Estul și cu Vestul, relații bune și la Est și la Vest, este din perspectiva lui și a electoratului o slăbiciune. Sunt pași înapoi pe care îi face Igor Dodon, tocmai pentru că nu mai poate juca cartea pro-Estului și asta înseamnă că pentru electoratul pro-Estic pe care el îl are, asta nu este deloc un avantaj. De ce te-ai duce să votezi un președinte care ți-a tot promis că Federația Rusă te ajută să rezolvi problemele, când până la urmă Federația Rusă nu ți-a dat nimic și ți-a trimis un mesaj în ultima vreme, iar semnificativ, Moscova va discuta cu orice președinte va fi ales la Chișinău. Această campanie a fost, cum era de așteptat de altfel,
foarte personalizată, intens personalizată. Dincolo însă de această competiție între cei doi, competiție care, repet, are aceste tente personale, are această dimensiune personală foarte bine dezvoltată, pentru că cei doi au mai concurat odată acum 4 ani pentru aceeași funcție. Aș vrea să vă întreb, în ceea ce privește temele, în ce măsură, așa cum bună parte a presei scrie, există în continuare o opțiune pro-vest versus pro-est. Și aici, domnule profesor Naumescu, dumneavoastră ați scris foarte recent, citez, la fel ca în 2016, se va discuta iarăși între cele două tururi de opțiunea pro-Rusia versus opțiunea pro-Uniunea Europeană. La fel ca în 2016, 2012, 2009, 2005, 2001, încheie aici citatul. Rămâne aceasta o temă de dezbatere și acum, înainte de cel de-al doilea tur? Rămâne cu siguranță o temă de dezbatere, o temă de dezbatere importantă, dar s-ar putea să nu mai fie singura temă. Și eu cred că, revenind la rezultatele din turul întâi, este și asta o posibilă observație, o posibilă concluzie. Electoratul Republicii Moldova s-ar putea să înceapă să dorească și alte teme. Sigur că suma celor două opțiuni este foarte mare, este undeva la 70%, deci continuă să țină capul de afiș, să fie tema dominantă. Dar aceste 17% pe care le ia Renato Usatâi, eu le-aș citi și ca o negare, ca o respingere a celor două opțiuni politice principale ale Moldovei. Sunt oameni care s-au săturat sau nu mai vor, sau nu se pot apropia, e clar, nici de Igor Dodon, de opțiunea pro-Rusia, nici de Maia Sandu, pentru că altfel ar fi votat direct cu Maia Sandu, se știa că este un candidat principal pe tablou și că va intra în primul tur. Deci este o a treia opțiune care începe să se nască, este o opțiune contestatară, o opțiune antisistem, bineînțeles, așa cum am spus, intens populistă, care are deocamdată acest soclu al luptei anticorupție, dar care se va risipi foarte, foarte repede, pentru că niciun caz nu este Renato Usatâi cel care să fie standardul luptei anticorupție în Republica Moldova. Deci, pentru a rezuma, tema pro-est versus pro-vest va rămâne, cel puțin diaspora europeană a Republicii Moldova pentru asta a votat. Acesta este mesajul politic fundamental transmis de tinerii votanți din Republica Moldova, că vor o apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, de Occident, și în mod categoric acesta continuă să fie principalul argument, atuul doamnei Maia Sandu, și trebuie să-l joace foarte intens, încercând să scoată, să mobilizeze mai mulți tineri la vot și mai mulți pro-europeni, dar în același timp observăm că nu mai sunt toți sensibili sau nu mai rezonează întreaga populație a Republicii Moldova la aceste două teme. Și probabil politicienii de peste Prut vor trebui să gândească răspunsuri și pentru acest tip de electorat care începe cumva să se desprindă de vechiul clivaj pro-Rusia, pro-UE. Ce s-a întâmplat acum, eu cred că este patognomonic pentru noua simptomatologie politică din Republica Moldova. S-ar putea să apară și alte tipuri de personaje politice, de aventurieri politici din aceștia, cu tot felul de discursuri exotice, care să consume, de fapt, să erodeze din baza de susținere a principalelor opțiuni politice. Probabil este ultima dată, cred eu, în Republica Moldova, când mai asistăm la un tur 2, la o finală, pe criteriul pro-est, pro-vest. Vor fi teme politice noi care apar în următorii 4 ani. Având în vedere faptul că prioritatea acestor teme, iată, e în schimbare într-o oareșcare măsură, domnule profesor Dan Dungaciu, ați spus-o și în această emisiune, ați menționat și cu alte ocazii, citez aici, Federația Rusă nu a punctat major pentru că nu a dorit, am încheiat citatul. Credeți că, având în vedere că au mai rămas doar câteva zile până la cel de-al doilea tur al acestor alegeri, vom vedea o Federație Rusă mai implicată în această competiție? Dați-mi voi să încep cu o precizare legată de populismul din Republica Moldova, care populism are mai multe nuanțe și, dacă vreți, semnalul dezideologizării din perspectiva clasică est-vest în Republica Moldova a fost dat inclusiv de un personaj precum Șor,
Ilan Șor, partid Șor a devenit primar la Orhei, Orheiul istoric, despre care toată lumea a auzit, pe o agendă care nu avea aproape nicio legătură cu politica și care avea o singură miză, adică miza financiară, rețele de magazine sociale pentru populația, hai să zic așa, săracă, populația săracă care din ce în ce mai mult în Republica Moldova. Deci, practic, o dezideologizare, s-a votat pur și simplu pentru ajutoare financiare foarte concrete. Șor a reușit în 2019 să ducă în Parlament deputați, 7 deputați, care e un partid lipsit cu totul și cu totul de ideologie. Un personaj acuzat principal, acuzat de furtul miliardului, reușește să ducă în Parlament 7 deputați, reușește să câștige un fanfar, dacă vreți, primăria Orheiului. Deci semnalul este extrem de grav în Republica Moldova apropo de această dezideologizare. Oamenilor nu le mai pasă nici de est, nici de vest, pentru că nu-și pot rezolva problemele, se pare, în mintea lor cel puțin, nici într-un fel, nici în altul, și se duc spre soluțiile practic de subsistență pe termen foarte scurt, indiferent cine ridică acest steag. Usate este un Ostap Bender al politicii de la margine de imperiu, tipic pentru această zonă, fără nicio culoare politică, fără nicio ideologie, fără stăpâni foarte preciși și fără adeziuni foarte ample, dar un personaj care vine tot pe acest fundal de criză majoră în Republica Moldova. După 30 de ani de zile, Republica Moldova este într-o criză, după părerea mea, fără precedent. Și aceste alegeri, sigur că au un aer de onorabilitate, pentru că încă se mai desfășoară pe aliniamentul Est-Vest, dar cu riscuri pentru Republica Moldova ca paradigma Belarus, care devine din ce în ce mai populară, să domine viziunea inclusiv europeană și față de Republica Moldova, adică ceva fără geopolitică în care contează doar corectitudinea alegerilor, ne ținând seama de opțiuni, hai să zic așa, strategice. Ce face Federația Rusă? Federația Rusă urmărește cu satisfacție acest tip de evoluții, dincolo de candidați. Criza profundă din Republica Moldova este, sigur, un sentiment, îi stârnește Federației Ruse un sentiment de satisfacție, pentru că Federația Rusă nici nu are de gând și nici nu poate să rezolve această criză și nici nu vrea, pentru că nu este în interesul ei și nici nu vrea Federația Rusă o putere integrală în Republica Moldova. Federația Rusă vrea să dețină pârghile strategice, nu economice, nu vrea să fie responsabilă economic de Republica Moldova, ci vrea ca responsabil economic să fie eventual Bruxelles sau, de ce nu, București. Entități care plătesc în Republica Moldova bani, nu se bucură de multe dividende politice din acest punct de vedere, dar plătesc, Federația Rusă nu plătește niciodată, are mâna pe pârghile majore strategice ale Republicii Moldova și așa vrea să rămână. De asta nu l-a ajutat rușii pe Dodon să devină președinte, de asta rușii n-au făcut niciun gest important în timpul președinției lui Dodon, în care aveau și președinția și parlamentul și guvernul și primăria Chișinăului. Nu asta interesează un scenariu supra-geopolitic de tip iunie 2019, scenariu care la vremea respectivă, din păcate, a fost endorsat și de europeni, și de ruși, și de americani, în fața unei românii care s-a uitat la televizor, din nefericire, la vremea respectivă. Un asemenea scenariu este favorabil Federației Ruse. Serghei Lavrov a spus-o cu o săptămână înainte de turul întâi, când i-a acuzat pe americani ar fi desfăcut coaliția din iunie 2019 și a sugerat că, de fapt, o asemenea coaliție ar fi de dorit și pe mai departe. Deci dacă ar fi să ne temem de ceva după alegerile prezidențiale sau ar trebui să urmărim cu atenție, este ca un asemenea tip de coaliție împotriva naturii să nu se mai producă, pentru că acum n-ar exista nici măcar scuza prezenței lui Vladimir Plahotniuc în politica de la Chișinău. Da, mai avem mai puțin de un minut la dispoziție și aș vrea să vă întreb, domnule profesor Naumescu, pentru că săptămâna aceasta ne așteptăm la o posibilă dezbatere între cei doi candidați. La ce să ne așteptăm? Care credeți că vor fi temele sau credeți că în vreun fel se va schimba raportul de forțe, va schimba în vreun fel competiția, această dezbatere care va avea loc săptămâna aceasta? Eu cred că este o mare șansă pentru Maia Sandu dacă are loc până la urmă această dezbatere directă, pentru că numai așa poate să-l învingă și să convingă alegătorii să o urmeze.
Argumentele cu care va veni Maia Sandu în această dezbatere nu pot fi decât, sigur, cele cu care a participat și la turul întâi. După cum se vede deja că Igor Dodon începe să-și radicalizeze discursul împotriva Maiei Sandu. Deci, dumneavoastră ați întrebat și acum câteva minute, cum se poate să fie crescută participarea la vot în turul 2? E clar că cei doi candidați își vor intensifica liniile de discurs pe care le-au folosit până acum, încercând să maximalizeze potențialul de vot. Deci Igor Dodon va deveni din ce în ce mai critic la adresa Maiei Sandu, arătând amenințările care ar putea pândi populația din Republica Moldova cu o președinție pro-europeană. Respectiv, Maia Sandu trebuie să încerce să obțină un plus de voturi de la cei care au stat acasă, arătând care ar fi riscurile ca Republica Moldova să rămână o țară izolată la marginea Europei și să rămână fără finanțare și practic un teritoriu al nimănui din perspectiva guvernelor. Că sunt alte probleme care urmează să fie rezolvate. Nu știm în acest moment ce tip de coaliție de majoritate parlamentară se poate face la Chișinău. Asta este o altă discuție. Deci, oricum, problemele politice ale Republicii Moldova nu s-ar rezolva nici cu o victorie a Maiei Sandu la președinție, pentru că principala problemă, în opinia mea, este aceea a unei coaliții majoritare, adică unei opțiuni politice majoritare la Chișinău. Nu există în acest moment o opțiune majoritară care să dea o direcție politică fermă. Că sunt 36%, Corfi 42% sau 48%, suntem în acea zonă a instabilității, a dezacordurilor, a dezbinării politice și asta eu cred că va continua. Iar apariția unei a treia opțiuni semnificative politice, cum e cea lui Renato Usatăi, eu cred că agravează și adâncesc această criză pentru că duc la o și mai mare fragmentare, la o segmentare politică și mai mare și în aceste condiții, practic, la dificultăți și mai mari de formarea unei coaliții majoritare pentru guvernare. Domnule profesor Naumescu, domnule profesor Dungaciu, vă mulțumim foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră de astăzi și vă așteptăm cu mult interes și în viitor analizele cu privire la ce se întâmplă în Republica Moldova și nu numai. La revedere, numai bine! La revedere, vă mulțumesc! La revedere! Doamnelor și domnilor, noi continuăm emisiunea noastră analizând realitatea politică de peste Prut. Alături de noi va fi prin telefon domnul Oazu Nanțoi, analist politic din Republica Moldova. Domnule Nanțoi, bine ați venit la TVR Cluj. Sper că ne auzim. Da, vă aud perfect. Bine v-am găsit. Domnule Nanțoi, cum se prezintă în acest moment cei doi candidați pentru funcția de președinte a Republicii Moldova? S-a schimbat ceva de la anunțul rezultatelor primului tur de scrutin? Da, s-a schimbat. Igor Dodon a renunțat la orice, să spunem așa, mimări ale corectitudinii și a purces la utilizarea mijloacelor celor mai murdare posibile împotriva contracandidatei doamnei Maia Sandu. Igor Dodon utilizează abuziv resursa administrativă, toți primarii din Republica Moldova, conform tradiției moștenite de pe timpul lui Plahotniuc, sunt hărțuiți și impuși să asigure prezența la vot și votul masiv în susținerea lui Igor Dodon în turul 2. Deci campania negativă continuă, spuneți? Absolut. Rețeaua de persoane angajate contra bani murdari din partea candidatului Igor Dodon inundă Moldova cu zvonuri false și murdare la adresa doamnei Maia Sandu și, în plus, noi ne așteptăm la fraudări masive în ceea ce privește zona de est a Republicii Moldova, așa zise Transnistria. Noi monitorizăm situația. Este cert că așa carantina de lungul Nistrului va fi ridicată la indicația Moscovei, dar deocamdată rămâne deschisă întrebarea cine concret în stânga Nistrului încearcă să organizeze transportarea și coruperea celora care deci urmează să voteze masiv pentru Igor Dodon, tot așa cum s-a întâmplat la alegerile din 13 noiembrie 2016, când Igor Dodon a fost declarat învingător, și tot așa cum s-a întâmplat la 24 februarie 2019, când 37.000 de persoane au fost transportate, organizate
de pe malul stâng, pe malul drept și viceversa, pentru a denatura votul cetățenilor Republicii Moldova. Sigur că mai rămâne deschisă întrebarea cu cele 17 secții de votare din Federația Rusă, dar deocamdată vreau să repet, mijloacele cele mai murdare cu utilizarea abuzivă, absolut abuzivă a resurselor administrative. Cert este că și unii preoți din Metropolia Moldovei subordonate Moscovei tot sunt implicați în această campanie și Igor Dodon deci încearcă să ridice un val de sentimente quasi animalicești, deci instincte, deci numai ca să obțină deci majoritatea la turul din 15 noiembrie. Dar domnule Nanțoi, această majoritate pe care ați menționat-o dumneavoastră în cel de-al doilea tur depinde foarte mult și de voturile obținute de Renato Usatăi, care s-a clasat pe locul al treilea. A fost o dezbatere foarte intensă în prima parte a emisiunii noastre cu privire la rolul pe care Renato Usatăi îl va juca pentru stabilirea candidatului care câștigă aceste alegeri. Cum priviți dumneavoastră implicarea acestui politician și unde credeți că se vor duce voturile pe care le-a obținut acesta în primul tur? În primul rând, eu percep ceea ce se întâmplă în Republica Moldova ca un proces de ieșire etapizată din stare de captivitate a statului. Deci prima fază a fost 8 iunie 2019, când în urma factorului extern, deci s-a creat acea coaliție nefericită, blocul acum și Partidul Socialiștilor și domnul Plăhătniuc a fost nevoit să plece din Moldova. Acum urmează să realizăm faza a doua, e vorba de promovarea doamnei Maia Sandu în funcție de președinte, după ce urmează să fie rezolvată problema Parlamentului, deoarece actualul Parlament, trei sferturi, este creatura acelui domnul Plăhătniuc și este o creatură a statului captiv. Cât privește Renato Usatăi, sunt absolut de acord că este o personalitate absolut controversată, însă toată campania electorală în anul acum, domnul Renato a construit-o pe, cum spunem noi, pe antidodonism, atacându-l pe Igor Dodon. Respectiv, el n-a făcut o declarație tranșantă, votați-o pentru Maia Sandu. El a făcut un apel, a lăsat un apel, deci votați împotriva lui Dodon. Și este, se poate de presupus că majoritatea susținătorilor lui Renato Usatăi totuși o să iasă la vot, votând pentru doamna Maia Sandu. Așa noi, pe de o parte, dorim să fie, pe de altă parte, eu sincer la aceasta mă aștept, deoarece, repet, Renato Usatăi a realizat o campanie electorală clară, tranșantă, uneori așa golănească, împotriva lui Igor Dodon. Și cert este că Renato Usatăi s-a lansat în această campanie nu pentru a deveni președinte, dar având în vedere că acest parlament cândva va fi dizolvat, dumnealui dorește ca cât mai curând posibil și el să se vadă politician de talie națională cu o fracțiune deci, importantă în viitorul parlament. Dar aceasta, cum să vă spun, neplăcerile trebuie să le trăim pe măsură venirilor. Deci acum problema problemelor este deci, debarcarea lui Igor Dodon, care pe lângă faptul că este un agent, el și simbolizează acea structură mafiotă care s-a înrădăcinat timp de decenii în Republica Moldova și care trebuie deci, pas cu pas dezlocuită. Alte? Încercăm să refacem legătura cu domnul Nanțoi pentru a continua discuția noastră. Nu știu în ce măsură este posibil să facem acest... Eu vă aud perfect. Vă auzim. Domnule Nanțoi, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și o temă care este interesantă atât pentru cetățenii Republicii Moldova, cât și pentru noi aici în România, este cea care privește dezbaterea care probabil va avea loc săptămâna aceasta. Foarte pe scurt, un răspuns în câteva secunde, dacă se poate, vă rugăm. Cum vedeți dumneavoastră această dezbatere
va avea loc în primul rând și doi la mână ce va aduce nou, dacă va aduce ceva nou în competiție? Staful electoral a doamnei Maia Sandu a anunțat că dezbaterea nu va avea loc, dat fiind faptul că comportamentul lui Igor Dodon este atât de murdar și deci încât Maia Sandu a renunțat la această idee. E regretabil, dar aceasta este o reflecție a nivelului de degradare a societății noastre și acest Igor Dodon este simbolul acestei degradări. Ne dați o veste în cazul acesta. Deci nu va mai avea loc o dezbatere săptămâna aceasta. Da, mai ales că, deci vă spun, că noi trăim în condițiile unui război pe toate fronturile, cinic, declanșat din partea lui Igor Dodon împotriva doamnei Maia Sandu și staful a decis că dezbaterile nu vor avea loc în asemenea condiții. Bun, mulțumim foarte mult, domnule Oazu Nanțoi, pentru intervenția dumneavoastră. Numai bine, la revedere! Cele bune! Domnilor și domnilor, în ultima parte a emisiunii noastre vor fi alături de noi domnul Pavel Postică, prin Skype, șeful misiunii de observare Promolex din Republica Moldova. Bună ziua, mulțumim că ați revenit la TVR Cluj, domnule Postică. Bună ziua! Și prin telefon se află alături de noi domnul Ion Tăbârță, analist politic din Republica Moldova. Domnule Tăbârță, bine ați venit la TVR Cluj. Bună ziua! Domnilor, suntem doar la câteva zile de cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Întrebarea, cred că, care se află pe buzele tuturor în acest moment este în ce măsură sunt pregătite urnele, în ce măsură sunt pregătite secțiile de vot, în ce măsură, din punct de vedere logistic, Republica Moldova va putea organiza mai bine aceste alegeri decât au fost cele cu ocazia primului tur de scrutin. Domnule Postică, pentru că ați urmărit îndeaproape modul în care s-a desfășurat votul, au fost atunci și știm diferite observații care au privit numărul de secții, mai ales în diaspora, posibilitatea de vot care a fost restrânsă din motive pur și simplu logistice, fizice. Cum se prezintă situația pentru cel de-al doilea tur? Cred eu că pentru turul 2 de scrutin autoritățile electorale vor face maxim posibil, așa încât să fie organizate, din punct de vedere logistic, tehnic, alegerile, cel puțin la nivelul turului 1 de scrutin, adică cel puțin pentru secțiile de votare din țară. O situație un pic mai complicată este în secțiile de votare care urmează a fi constituite pentru diasporă și aici lucrurile se complică în măsura în care mai multe țări au intervenit cu restricții mai dure în ceea ce privește condițiile sanitar-epidemiologice. Și în acest sens, acele limitări care sunt deja înregistrate în mai multe țări, Italia, Marea Britanie, chiar și România, sigur vor afecta într-un fel sau altul atât deplasarea alegătorilor către secțiile de votare, cât și amenajarea logistică în anumite locații. Pentru că am avut situații în care în turul întâi de scrutin secțiile erau mult prea mici, neîncăpătoare, se discuta, nu știu care sunt, care este situația la etapa dată, dar se discuta despre faptul ca unele secții de votare să fie strămutate în locații mai mari. Dar iarăși, aici încă nu avem informații oficiale din partea Comisiei Electorale Centrale și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Domnule Ion Tăbârță, având în vedere modul în care s-au desfășurat lucrurile cu ocazia primului tur de scrutin, cum considerați că se vor prezenta sau nu, într-un număr mai mare, alegătorii din diaspora? Este așteptat să se prezinte într-un număr mai mare dacă să luăm
în considerație situația politică din Republica Moldova, și anume declarațiile președintelui Dodon, care pur și simplu a spus că diaspora este o lume paralelă, că diaspora nu prea cunoaște realitățile din Republica Moldova și pur și simplu a dat înțeles că diaspora nu prea are dreptul la vot sau cum s-a exprimat dumnealui, nu le-am dat dreptul la vot. Acest lucru, desigur, vorbind în termeni direct, a îndrăit diaspora și deja se observă pe rețelele de socializare, pe lângă mobilizarea care a fost pentru turul întâi, o creștere a acestei mobilizări. Dar, totodată, aici trebuie să luăm în calcul că în unele state, în contextul pandemic, acum care se află în ascensiune, unele state au luat mai multe măsuri restrictive. Și să vedem cum acest lucru se va răsfrânge asupra modului prezentării diasporii moldovenești la urnele de vot. Cu precădere, acest lucru, desigur, se referă la Italia. În Italia am avut cel mai mare număr de votanți, și anume în zona Italiei din Nord, zona care, de fapt, este una dintre acele regiuni, sau Italia fiind una dintre acele țări care a luat măsuri mai stricte acum. De aceea, pe de o parte, avem acest context politic din Republica Moldova, și anume că președintele Dodon, prin niște acuze total irresponsabile, a provocat diaspora să fie și mai activă pentru a-l taxa pe Igor Dodon pentru aceste declarații irresponsabile, dar totodată avem contextul obiectiv pandemic care, desigur, poate limita multor cetățeni moldoveni deplasarea la urnele de vot. Dar în ceea ce privește alegătorii din Republica Moldova, care este situația sau care este proiecția dumneavoastră? Credeți că și aceștia se vor prezenta într-un număr mai mare la vot decât au făcut-o în turul întâi? Este de așteptat să avem un număr mai mare a prezenței cetățenilor moldoveni la vot din interiorul țării. Și aici putem face o comparație cu alegerile prezidențiale din anul 2016. În primul tur, atunci s-au prezentat 49 și ceva de procente, sub 50. Că acest procentaj în turul 2 să crească cu 4%. Pentru deja în turul 2, prezentându-se la urnele de vot, 53 ceva de procente. Aici avem explicație obiectivă că mulți, o bună parte, au considerat că turul 1 este un exercițiu electoral cumva inutil, mai ales în condițiile pandemice, mai ales că în ziua din 1 noiembrie am avut o zi așa mai posomorâtă, ploioasă în Republica Moldova. Și de ce este așteptat că în turul 2 această prezență să crească și totodată foarte mult va depinde de cum cei doi candidați vor reuși să mobilizeze electoratul. În mod special acest lucru se referă desigur la Maia Sandu, pentru că rata absenteismului este din partea electoratului de dreapta, care cumva este un electorat mai pretențios și un electorat mai dispersat și dificil în diferite segmente. Dacă Maia Sandu va reuși în interiorul țării să mobilizeze, să avem o prezență undeva în jur de 50% la urnele de vot, cel puțin 50%, atunci șansele ei cresc considerabil de a deveni președinte. Domnilor, s-a discutat foarte mult și înainte de primul tur și acum în pregătirea și în așteptarea celui de-al doilea tur și la emisiuni și în diferite analize din presa scrisă despre fraudele electorale care au avut loc și care se pregătesc. Există, domnule Postică, aș vrea să vă întreb, pentru că ați urmărit și acest proces al modului în care s-au soluționat sau s-au adus la cunoștința autorităților fraudele electorale. Care este situația în acest moment? Au fost dovedite anumite fraude pentru turul întâi? Noi am sesizat autoritățile electorale cu referire la mai multe încălcări incidente care au fost atestate de observatorii noștri în teritoriu, atât în campanie cât și în ziua alegerilor.
Dacă să vorbim de campanie electorală, noi cel puțin nu am primit absolut nicio informație despre intervenția organelor de drept în a cerceta acele alegații pe care le-am formulat noi în calitate de observatori. O cu totul altă situație s-a atestat în ziua alegerilor, atunci când organele de drept se autosesizau practic pe toate incidentele raportate de observatorii Promolex și chiar citau observatorii noștri pentru a se prezenta la organele de poliție, inclusiv funcționarii electorali, să ofere explicații pe acele incidente raportate de observatori, indiferent de cât de minori erau ele. Și asta a pus o presiune, din punctul meu de vedere, inutilă asupra observatorilor noștri și a generat un pic de conflicte între observatori și funcționarii electorali. Noi am menționat că suntem gata și suntem dispuși să punem la dispoziție organelor de drept absolut toate probele pe care le avem la dispoziție, chiar dacă nu avem o obligație legală de a documenta și a aproba acele incidente pe care le înregistrăm în calitate de observatori neutri și apolitici, dar le vom pune la dispoziție organelor de drept abia după turul 2 de scrutin, anume pentru a nu pune presiune inutilă și a genera tensiune între funcționari electorali, observatori și alte persoane implicate direct în organizarea alegerilor, în ziua alegerilor. Deci, în concluzie, cu regret, autoritățile nu au făcut mai nimic în timpul campaniei electorale, în schimb au dat dovadă de un activism deosebit, dar inutil în ziua alegerilor, din punctul meu de vedere. Și de ce zic asta? Pentru că foarte multe incidente raportate de noi, destul de grave, legate de utilizarea resurselor administrative, legate de implicarea cultelor religioase în campania electorală, nu au fost examinate deloc de autorități în timpul campaniei electorale. Și nu se observă o astfel de tendință nici acum, când are loc campania pentru turul 2 de scrutin. Deci, la fel, cu regret, dar poliția nu intervine destul de prompt în fiecare caz care se face public legat de acele situații descrise de mine. Utilizarea resurselor administrative, implicarea bisericii, tentative de corupere a legătorilor, pentru că astea sunt, din punctul nostru de vedere, cele mai grave incidente. Dar, în paralel, și acele cazuri de violență fizică și psihică care se întâlnește în campania electorală, care, din punctul nostru de vedere, la fel trebuie să fie examinate foarte operativ și imediat cum sunt semnalate. Domnule Ion Tăbârță, având în vedere aspectele pe care le-a menționat domnul Postica adineauri, aș vrea să vă întreb, considerați că în aceste zile rămase până la votul de duminică, practicile descrise adineauri care au avut ca obiect aceste incidente, aceste încălcări ale legislației, vor fi constante și în următoarea perioadă? Da, eu cred că cele relatate de domnul Postică, cele relatate de Promolex se vor menține. Asta pentru că actualele autorități, actualul guvern, au lucrat în această campanie electorală pentru așa numitul candidat independent Igor Dodon. Este bine știut că dumnealui a avut la dispoziție toate resursele administrative pentru a-i favoriza și pentru a-i facilita campania electorală. Deci, mie vine greu să cred că actualele autorități vor lua anumite măsuri ca să contracareze toate acele nereguli pe care le-a depistat Promolexul și le-a enunțat domnul Postică. Ba mai mult, aș putea completa aici comportamentul autorităților noastre legat de acele secții de votare în preajma hotarului administrativ al Republicii Moldova, așa anume arondate regiunii transnistriene, secții de votare de-a lungul râului Nistru.
era evident că avem așa numită schema votanților transnistrieni, unii cetățeni de acolo care au dreptul la vot, trebuie să precizăm acest lucru, însă ei nu prea sunt conectați la realitățile politice din Republica Moldova, dar pentru o anumită sumă de bani au fost transportați în mod organizat la secțiile de votare. Autoritățile noastre, bine, mersi, nu au reacționat și atunci au reacționat combatanții ai războiului de pe Nistru, încercând să blocheze anumite treceri de peste Nistru la aceste secții de votare. Și aici am avut reacția Poliției Naționale. Reacția Poliția Națională nu atât s-a autosesizat la acea corupere electorală prin această aducere organizată a votanților la secția de votare, dar s-a autosizat la acele blocaje ale trecerilor de peste Nistru. Nu este bine nici una, nu este bine nici alta, dar aici, de fapt, vedem acest comportament și atitudine părtinitoare a autorităților noastre. E foarte grav ceea ce descrieți, domnule Tăbârță. Așa a fost și, de fapt, Promolex a relatat că acesta este un scrutin electoral cu cel mai multe încălcări. Pentru că această schemă transnistreană a fost aplicată la alegerile parlamentare din anul 2019, în urma unei înțelegeri între fostul conducător al Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc, cu conducătorul informal al regiunii transnistriene, șeful concernului Șerif, Vladimir Gușan. Și atunci, la alegeri, s-au prezentat peste 43.000 de votanți de stânga Nistru. Până atunci, maxim erau 7-8.000, cu excepția turul 2 alegerilor prezidențiale, când a fost pentru prima dată testată această schemă. Ulterior, am văzut mai multe investigații, unde clar se vede acest caracter organizat, cu corupere, pentru anumite sume de bani, venind cetățenii nici nu știind bine pentru cine să voteze. Domnule Tăbârță, din păcate sunt practici pe care le-au mai descris și alți invitați de ai noștri și alți analiști. Tot ceea ce îmi doresc eu și cred că sunt în asentimentul telespectatorilor noștri și a cetățenilor din Republica Moldova este ca aceste practici să fie diminuate, dacă nu chiar să dispară, și campania electorală să devină una axată, în primul rând, pe idei și mai puțin pe personalitatea candidaților. Domnule Ion Tăbârță, domnule Pavel Postică, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră de astăzi și vă dau întâlnire la o nouă discuție după aceste alegeri. Numai bine! La revedere! La revedere. Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ați urmărit cu interes emisiunea noastră. Numai bine vă doresc!